coada lui Howie. Caracatiță, caracatiță, trezire, amice! Howie! Ce bine, te-ai trezit! Ce faci aici? Trebuie să-ți povestesc ce am visat! Ai avut iar coșmarul în care purtai în public o pereche de pantaloni? Da! Dar apoi imediat am avut un alt vis. Am visat că mi-am prins coada în sfârșit. Încerci să-ți prinzi coada încă de pe când nu știai nici să vorbești. Așa e, știu. Eram adorabil. Visul părea atât de real. Știu că pot să-mi o prind. Îmi trebuie doar puțin ajutor, așa că am angajat un antrenor de prins cozi. Ce mai faci? Ești gata să începi, tinere? Mai mult ca orice! Hai, micuțo, hai, era să te prind! Stai liniștit, hai să reușești! Prosop! Vine acum! Poate că mi-ar fi mai simplu să fiu coleg de cameră cu rață. Am să-ți aduc eu lucrurile, colega. Dacă ești rapid și agil ca să prinzi porcul acesta, vei fi rapid și agil să-ți prinzi și propria coadă. Porc trebuie să învețe că poate să spună și nu. Deci, ce mai aștepți? Du-te să prinzi porcul! Am să te prind, porcule, ha? Vino încoace, porcule, ha? Vino încoace. Porc terminat! Dacă vrei ceva cu porc, porc e înăuntru. Te-am prins! Ia! Ia! Ce vrei să faci acum? Ți-am chemat amicii să fie de față. Tinere, acum ești pregătit să-ți prinzi coada. Vei fi mândru de mine! Crezi că Howie o să-și prindă coada de data asta? Când vor zbura porcii? Bună! Porcule! Porcule! Da, hai câine, prinde coada! Cum m-am descurcat? Stau aici de 8 ore! Îmi dau demisia! Vrei să completezi formularul de satisfacție a clientului? E pe site-ul meu, îți mulțumesc! Howie, te simți bine? Ce vrei să spui? Mă simt foarte bine! Mă duc să mă culc! Boneta preferată a lui porc acum e o cârpă! E dezgustător! Oare e bine ce facem? Cum altfel să-l scoatem din situația asta? Și pe lângă asta, acum porc are ocazia să-și arate trusa de cusut! Totuși, chiar să-i prelungim coada? Bună! Neața, Howie! Cum te simți azi? Descurajat și nu știu de ce mă doare rău fundul. Hei! Știu cum te-ai simțit mai bine? Hai, încearcă să-ți prinzi coada și astăzi! Ce rost mai are? Haide, Howie! O să fie distractiv! Na, nu văd de ce... Odată! Bine! Cum?
Am reușit, în sfârșit am reușit. Porcule, vezi ce știu să fac? Da, porc, stat aici tot timpul. Porc, vede tot ceea ce faci. Porcule, uite ce știu să fac. Oh, nu, ce-am făcut? Ia stați, câinilor li se regenerează coada, nu? Nu, Howie, de fapt nu ți-ai rupt o parte din coadă. Ți-am cusut o prelungire când dormeai azi noapte. Poftim? Deci de fapt nu mi-am prins propria coadă, dar nu puteați. Dar dacă asta înseamnă că a fost tot ce am realizat vreodată, a fost o mare minciună. Vrei să repeți? Oare nu voi ați reușit totul în locul meu? Asta înseamnă că realizările mele nu sunt adevărate. Aui, tu știi că noi n-am... Nu-i momentul să mă faci să văd adevărul. Trebuie să realizez iar tot ce am realizat vreodată. Păi, nu o să-ți ia mult timp. Salut, vești bune! Am realizat deja din nou aproape tot ce am realizat în timpul întregii mele vieți. V-am zis eu. Uite, acum urmează să-mi îndesc 13 mingi de fotbal în nas și să le suflu afară. Caracatiță, mi te alături? Sigur! Super! Mi-au interzis de data trecută să stau lângă terenul de fotbal. Da! Super! 13! Prinde-ți-l! Au! Înăuntru, au! Copii, v-am adus înghețată? Tu! Îți vine să crezi? Mi-a mai rămas o singură realizare. Am păstrat-o la urmă, pe ultima și pe cea mai dificilă. Mă dau cu centrifuga! Credeam că nu se mai fac. Așa e. Li s-a părut că provocarea repetată a vomei e periculoasă. I-am zis frații să-mi facă una. Păi, cu ajutorul pastei magice a Raței. Pasta magică a Raței, de la producătorul de vafe Rață. Bine, trebuie să mă dau de 46 de ori la rând și să vomit doar de 19. Măiculiță, e cumva o centrifugă făcută acasă? Rață, de unde e schița pentru monstruozitatea asta? E mai bine să nu știi. Îmi dați schița pentru centrifugă? Vă rog. Sigur. Am marcat. Bravo, Rață. Beau pentru asta. Sunteți gata să priviți cum realizez iar cea mai mare realizare a mea? Super! Mă voi da cu ea de 46 de ori, vomitând doar de 19 ori. Howie, ne-am putea grăbi? Diseară am planuri importante. Oameni buni, să-i dăm drumul. Rață, sigur nu e niciun pericol. E bine atunci, dai drumul! Am să-l ajut eu! Rezistă, Howie! Vine acum! Caracatiță, e prea periculos! Nu pot să mai țin mult timp! Hai, frică! Ta-da! Super! Deci, cum m-am descurcat? 20! Trebuia să vomit numai de 19 ori! Nu e de mirare că nu-mi pot prinde coada! Nu știu nici să vomit ca lumea! Să știi, Howie, că ai reușit! Poftim? N-ai vomitat de 20 de ori, am vomitat eu de 3 ori, de frică! Stai, asta înseamnă că am vomitat doar una 25 minus 4 râgâieli, apoi cosinus de alfa... De 17 ori! Una 5, de 17 ori? Wow! Pe lângă că am realizat iar cea mai mare realizare, am realizat-o chiar mai bine decât am realizat-o ultima oară, băi, nerealizaților!
Mulțumesc pentru vorbele amabile, rață. Ai dreptate, pot să fac absolut orice. Câine tot nu poate prinde coada. Nu, câinele nu-și putea prinde coada. Cât pe ce? Sunt aproape. A fost foarte comic.